Cadrele medicale care își desfășoară activitatea la Spitalul Județean de Urgență și angajații Direcției de Sănătate Publică Gorj au protestat astăzi pe holurile spitalelor. Ei sunt nemulțumiți de noua grilă de salarizare care îi dezavantajează și de faptul că le-au fost tăiate toate sporurile în afară de sporul de vechime. Mai mult decât atât, ei susțin că volumul de muncă este foarte mare și cadrele medicale sunt din ce în ce mai puține. Nu, pur și simplu nu am bază plătit nici gazele. Ne dă sporurile, dacă se bate chiar din urmă. Au promis că sporurile de toxicitate nu o să ni le ia și de 3 luni de zile în laboratorul de microbiologie, unde se lucrează examene coprobacteriologice cu microbi, cu tulpini virulente, în care se lucrează SIDA, în laboratorul de chimie unde se lucrează cu substanțe toxice, nu se primește decât sporul de vechime. Am ajuns sistemul sanitar, salariile să fie cele mai mici salarii. Bolnavii au fost și mai afectați de greva cadrelor medicale. Gorjenii care au venit astăzi la Policlinica Spitalului Județean de Urgență au fost nevoiți să se întoarcă acasă pentru că nu li s-a permis accesul în ambulatoriu. Bolnavilor li s-a explicat că este grevă și dacă au probleme de sănătate care nu pot fi amânate până mâine, să se prezinte la unitatea de primire urgențe sau la camera de gardă. Aveți o problemă la policlinică? Aveam o problemă, eu sunt diabetic și trebuia să iau o rețetă. Și văd că sunt greu, nu dă drumul la nimeni aici. Ce părere aveți? O impresie foarte rea. Angajații din sănătate au protestat astăzi pentru a câștiga anumite drepturi și pentru a fi solidari cu alte sindicate.